Am slăbit 15 kg, iar m-am îngășat încă vreo 3-4. Cum când eu te prezint idolul la femei? Lasă că și toți tu... bărbații au... Uite cu televiziunea cum te-a ajutat. Uite, pentru fata ta a fost un avantaj că tu absolut ai fost acolo, nu? Și mare noroc a avut fata ta, da. Da, dar vreau să spun că în prima parte poate a luat-o din curiozitate și după aia au realizat că dacă... au un copil care chiar își face treaba. Eu știu că am fost în 1000 de emisiuni. Ai dreptate, dar dacă nu erai tu, nu o luau. Da, așa se... Nu, România, așa e, îți spun eu 100%. Sigur că copilul e bun. Sau trebuia să fac Pe mine m-a ajutat foarte mult și câte case am intrat eu și câte femei o plac și câte... Eu m-am oprit toată poliția, că apropo de ce spune mai devreme cu poliția cu circulația, veneam cu prietenul meu, Dorel, de la Pitești și m-a oprit cu 100 și ceva la oră, adică mult peste limita de viteză și a venit polițistul la mine și m-a văzut la capul. Zice, domnul Ogică, soacră mea, fii mea și cu nevastă mea e fan Raluca. Dacă eu ți-au permis, mă duci seara acasă și spun că ți-am luat permis, o am mare probleme. Nu știu cum dracu o să rezolv problema asta, dar o rezolv. Hai să mai dăm un gaboric. N-am nominalizat. Gata, nu fi turnător, mite. Deci nu am nominalizat. Mie nu-mi place să dau un polițiști. 95% am o relație foarte bună. Normal că mai sunt și anumiți polițiști care... Da, tu ar trebui chiar să-i urăși pentru ce ți-au făcut. Da, am și frate polițist. Și chiar aici, la voi. Știu de fel. Dar tu ai stat și ceva, nu? Și poliția te-a luat până la urmă. Ți-a făcut... În scenarea, poliția sau parchetul ți-a făcut-o? Dacă ai câștigat la Strasburg, pot să spun că e în scenarii. Poliția, băi, când era $1.000.000 pe masă, puși cash, că e dintr-o hârtie, se transformau în cash în 3 zile. Când $1.000.000 pe vremea aia, acum 10 ani și 10 ani, aveau valoare mult mai mare decât o are acum. Crede-mă că și acum $1.000.000, acum e imens. Era mult peste euro, erau, atunci îți luai mult mai multe case, încă 10 ori mai mult decât ți-ai luat acum. Dar în fine, să zicem peste asta. Când ei n-au respectat, în primul rând, orice jucător de loto, sunt diferite cazuri care joacă în comun. Adică noi doi jucăm un bilet și evident că putem să... Nu poate să rămână biletul și la mine și la tine. Evident că rămâne la unul dintre noi doi. Dacă câștigăm $1.000.000, s-ar putea să mai ne recunoaștem. Să mai ne cunoaștem. Așa s-a întâmplat la mine. Când în condițiile, loteria spune foarte clar, dacă două persoane sau mai multe, din orice motiv, revendică același premiu, se blochează și se pune la dispoziția instanței sau merge la notar și pe proprie răspundere stabilim o regulă acolo. Și ăștia le dau banii în funcție de actele notariale. Ei n-au făcut așa. Ei trebuia să blocheze banii, să ne pună la dispoziția instanței. Ei, orice litigiu, cine desface un litigiu? Orice stat civilizat de drept din lumea asta, orice litigiu, odată intrat pe rol, este definitivat de o hotărâre judecătorească. Dar biletul la cine era? Biletul era la mine, pentru că eu am prestat o probă care a avut copie Xerox, pe care l-a inspirizat Ministerul Justiției, și au realizat că copia care este la mine acasă e copia biletului original. Și atunci cum putea să am la mine decât doar în condiția în care am avut biletul? Dar ei au făcut proba, 5 ani a durat expertiza, după ce a făcut semn închisoare și pe ce se pare. Și atunci, și acum dau din coate toți. Și la Strasburg am câștigat, așa, nici ei nu sunt. Haideți să vă spun eu o chestie cu Strasburg. Că și dar de ce ai primit doar 14.000 de euro dacă biletul e de 1.000.000? Păi am primit, am alt proces pe partea materială. Aici a fost o... Sunt mai multe. Compensarea anului de vânzare. Nu vreau să intru în procedura asta, pentru că n-aș putea să o explic procedural așa cum stai la bază și s-ar putea să mă urmărească vreun jurist și să mă fac de rușine. Da. Deci sunt mai multe noi chestiuni. Noi numai telespectatori juriști avem. O să urmăresc un jurist. Așa. Și atunci, în condiția în care ai o copie expertizată, care copia s-a găsit la tine acasă, sigur că ai avut biletul. În condiția în care două persoane sau mai multe revendică același premiu, se blochează banii, se pun la hotărârea instanței, la dispoziția instanței. Ei n-au făcut nimic, au luat banii. I-au luat pe ăla dăduse mine și făcuse tâlhărie, eu l-am recunoscut din grup, l-am identificat, s-au găsit toate dovezile că suntem în comun amândoi și atunci i-au zis lui, dacă tu iei banii, dacă lăsăm dosarul să ducă pe rol așa cum ar fi normal, te duci la pușcărie, te găsesc vinovat de tâlhărie și o să faci 15-25 de ani. În alte condiții, l-arestăm pe Ogică și îl facem de toată rușinea, că eu eram căsătorit întâmplător atunci și cu o tipă care acum e procuror la Curtea Supremă de Justiție. Este chiar pe bune și puteți să verificați chestia asta. Fata respectivă atunci era procuror la Curtea de Apel București, aveam toate relații numai de judecători și de procurori, că nu credeam că mă duc eu niciodată la închisoare. Și m-am trezit la închisoare și toți mi-au zis că nu o să resteze, că n-au nicio dovadă. M-au ținut și mi-au dat mandat de 5 zile. După 5 zile a venit presa cu tot felul de improvizații, că eu aș avea vreo 7.000 de infracțiuni, dar n-a fost niciuna. Nu s-a mai, eu nu am alt dosar afară de ăsta improvizat cu loto și am stat vreo 2 ani, că nu mai s-a făcut o presiune pe acel bilet și pe acel caz, încât nu mai mi-a dat nimeni drumul după 2 ani de zile. Pe care nu există nicio dovadă penală, juridică, ca să mă acuze pe mine de ce am făcut eu 2 ani. Normal că de-aia mi-a dat și Strasburg cu câștig, dar ce, în viață ce nu te omoară, te întărește, nu? Da. Și atunci eu am alte principii despre viață, față de oamenii normali. Eu gândesc așa că dacă
toți în viață, mai devreme sau mai târziu, trece prin experiențe nefericite în viață. A fost și rândul meu să trec prin experiențe 100% că neplăcute. Sunt, am 44 de ani, fac 44, am, să mai joc fotbal cu puștii de 20 de ani și nu e greu să se țină după mine din punct de vedere fizic. N-am tot ce, cum am spus mai devreme, că de asta nu mai apară în televizor, că vreau să fac o revizuire a mea generală și vreau să fac un pas mai sus, dacă se poate. Nu spun dar în ce nu domeniu. Nu vrei să spui ce anume? Nu, lasă, mai bine. Eu cred că știu, dar dacă tu nu vrei, nu voi spune. Nici eu nu știu ce vreau, poate, dar lasă-mă să văd dacă și reușesc. E ce am vorbit noi? Păi nu mai știu ce am vorbit noi. Mă rog, da, în fine. Așa. Și vreau să schimb niște lucruri în viața asta și vreau să apar mai puțin, pentru că nici nu prea am motive să apar pe la televizor. Deși răspund la multă lume că... Dar nu reziști, adică atunci când vine cineva, că lumea deci s-a vezi... cum fie... s-au agățat fetișcanele astea de tine. Stai să spun, da? O secundă. Vreau să spun un singur lucru. Eu am învățat multă lume să facă emisiuni, adică eu, printre alții, eu cu... Deci merg la OTV 5-6 ani de zile, acum 5-6 ani de zile, am fost vreo 2-3 ani de zile aproape mereu la OTV. Tot ce făceam noi, circulare ieftine, care erau și circuri foarte ieftine. De ultima speță, când mă uitam la televizor, m-a luat capul. Deci nu mă suportam nici eu. Deci mi-a rușit de mine și eu mine mă preferam să nu mă uit ca să pot să fac emisiunea următoare, că altfel nu mai puteam să o fac. Și atunci, tot ce făceam noi atunci, se face în fotbal. Se bălăcăresc, n-au nicio scrupulă. Oameni de fotbal, oameni care pretind că sunt oameni de fotbal. N-au nicio treabă cu lumea asta. Se fac în politică. Aceeași lucru, același bulci. Dar sunt pe interesele statului, sunt pe interesele cluburilor. Sunt eu altă poveste. Eu mă duceam la OTV, făceam circ cu Magda și cu Sexy Brăileanca și cu... Pe asta e nația noastră, mă, asta spun eu de 25 de ani. Eu sunt mândru de chestia asta. Eu am făcut, mi-am luat cola, direct și colateral, mi-am luat un interes, dar nu aveam nicio obligație socială. Era un circ, teatru de ăsta de prima mână, care chiar mergea. Că dacă chiar a mers treaba aia. Și chiar toată lumea. La tâmpenii aia, eu nu știu, eu nu mă uitam. Că mi-era rușine să mă uit de mine. Că în multe ori mă duceam machit, varză ziceam lui Dan, Dane, nu vin, că am băut toată ziua, suntem un șpiț. Ogi, te rog, vin, Ogi, cum facem, domn președinte, te lua și te peria și mă duceam în emisiune. Eu cum stau și prost cu dicția și cu limba și cu gramatica. Ai mai pierdut și bani, ai făcut curățenie un an, cât ai făcut? Avea el o firmă de curățenie, i-a făcut lui Diaconescu un nou sediu, curățenie vreun an de zile gratis, bineînțeles. Păi lasă, nu mai, că nu mai vorbim, dă mai dăm din casă. În fine. Și uite așa, ce am făcut noi la OTV, am învățat lumea să facă, numai că alții au apărut acum cu alte emisiuni și nu vreau să dau nume, care le-au mai stilat puțin, le-au mai spălat, le-au mai aranjat și prind ok. Da, nu, și au mers super bine. În ce sens? Le-au mai aranjat puțin. Folosesc alt gen de rețeta personaje. Aceeași. Nu, rețeta aceeași, de personajele parcă sunt un pic mai... De ce nu te mai duci la OTV atât de des? Eu m-am dus de un an de zile deloc. Da, la un capatos, la un acces direct, la un te duci. E puțin altfel, știi? Adică e un alt gen de televiziune, alt gen vreau de post, nu mai într-o garsonieră, nu mai știi? Vreau să spun, sigur. O să nu mai într-o garsonieră, mă, ce bine, nu, eu Capatos. Vorbesc de... Sunt alte condiții, poate, și financiare. Da, mă, dar la momentul ăla de garsonieră, el a fost genial. Da, dar nu... Îți explic eu de ce, față de restul televiziunilor, pentru că a zis, fă ce vrei, mă. A, că a lăsat pe toată lumea să facă absolut și asta vreau. Trebuie. Și și-a dat seama că dacă fiecare personaj, că fiecare care a apărut pe acolo, că toți am trecut pe acolo, fiecare are personalitatea lui, are chestia lui asta. Și el a înțeles chestia asta și ți-a dat, nu a încercat să te, cum mergi la alți moderatori. Care să te inhibe, să te țină pe o linie, da. El vedea cifrele a doua zi, tu făceai, te mai chema o dată, da. El s-a uitat la mine și a zis la mine. Îl ajutau și mesajele. Trimiteau, eu pe... Serghei. Trebuie să luăm o pauză. Serghei, pauză și revenim. Trimiteau 6.000 de mesaje la autorul. Îl ajutau și mesajele. Ia fi atent aici. Trebuie să-i mulțumim lui Adi Adrian, Adi cu Y, deci un băiat deștept de pe Facebook, care a învățat pe toată lumea de pe Facebook-ul meu ce program să downloadeze, fii atent, pe internet, o să zic și ție, să zici la prieteni, downloadezi un program și ne vezi online, pe net. Eu eram sigură. Deci îți pui un program pe calculator, îl iei de pe un site, de pe nu știu ce, și prinzi... Păi da, da, trebuie să verific. Graboid Video se cheamă. Dar lumea care nu ne vede n-are de unde să știe. Deci trebuie să downloadezi, las că îl întreb eu amănunte. Am mai învățat-o pe o... pe cineva. Păi, îl întreb acum în direct. Uite, Janina, hai că am rezolvat problema, că nu te auzi, îmi scria. Deci din ce în ce mai mulți. Serios, știi ce mă bucur? A, deci cu ce m-ai injectat până acum te-ai auzit foarte bine. Nu, el... Da, se vede pe net. Da, o să...
Îți dau graboid video, dar o să-l întreb detalii de unde le iei, tu nu le ai cu internetul. Dar bănuiesc că e simplu, cauți pe, cum zice Aruș, goaglă. Cine a zis? Download graboid video. Da, o să verificăm cum e și... Uite, zice da. Păi, eu să downloadez acum și o gică ce face. Hai, vorbește cu el. Uite, eu vorbesc cu Adi ca să-mi explice exact cum și ce pași trebuie să urmez. Ia vezi, poate... Da, eu vreau să-l întreb de ceva. Dacă scandalul tău cu aia, cu homosexualitatea, eu știu că nu-ți place să vorbești, bă, dar tu ne-ai dat nas la pe... Și eu le urăsc pe alea din tot sufletul meu. Și consider că acolo este un cuib de prostituție. Unde? Și am demonstrat asta la băiatul ăla. Da. Acest om m-a sunat pe mine la un moment dat, dacă vreau să îi las să meargă la mare, să la mine restaurant, să facă, dar și fac... Acest individ la Relax Day. Stai să-ți dăm altă lavalieră. Du-te și ia-ți altă lavalieră. Te rog. Lasă-mă să cumpăr. Ți-a căzut prestanța. Ți-a căzut tamponul. El a avut Relax Day cu Maria Crăcan. Fie, nu mai vreau să intru în poveștile lor, pentru că am făcut un pact cu ei pe care am... Stabilit clar. Nu pronunț numele lor, nu pronunț numele pronunțări mele. Dacă tu ai făcut un pact cu tentativele astea... Nu vreau să mai aud de ei. Din punct, aia e altceva, dar cum să faci un pact cu niște gunoaie și îmi pun toate ștampilele pe ce spun? Cum vreodată, ca demnit, de ce eu ca femeie și n-aș face... Mara... Nu se poate, dar ce logică tu crezi vreau că... Vreau să fiu relaxat în viața asta și am nevoie... A, și te încurca agariciul ăla de 1,20 m, pe care dacă suflă așa cade în fund. Pseudopeștele ăla, că nu e inteligent nici proxenet să fie. Nu-mi vine să cred, o gică, deci nu pot să zic mai schimba părerea despre tine, dar nu-mi vine să cred la cum te cunosc eu, că tu faci pact. Dar ce, cu cine ai făcut pact? Cu Băsescu? Cu cine ai făcut pact? Cu Mugurii Sărescu? Cu cine, frățioare, despre cine vorbim? E vreun șmecher ăla? Sunt fan Băsescu, aș putea să fac pact. Păi lasă, nu vorbim de ăla. Cu cine? E singurul... Păi tu așa ai ajuns... Păi acum 5 minute, 10 minute îmi spuneai că, domnule, televiziunile m-au luat exemplu, ce a făcut Diaconescu cu mine, ce nu știu ce. Și tu vii și spui că ai făcut pac cu pulifriciul ăla, pardon de expresie, că bat în ăsta că m-am enervat. Puneți-mă la valiera că eu am boală mare pe ăla, te rog. Care-i, domne? Ăla, mă, cu zi, cu relax, nu știu ce. Cu panoramele alea care și sunt pseudomodelele alea, obositele și zic, alea. Și nu sunt la mare, deci vorbește cu Gică și a vorbit cu Gică și alea tot așa vreau să, domne, că noi venim să facem, să le și plătim. Zi, mă, ți-au zis ce o bani să-l complete pe Daniela Crudu, ce regii. Da. Mi-a spus, păi spun eu dacă mă lasă. Păi spun. Cine te lasă, mă? Hai că dacă ne dai bani, o aducem noi pe Daniela Crudu aici, Podea și cu încă una. Și ți-o îmbătăm aici și facem paparații pe sub, că un cade ea pe sub masă, îi pune ceva în băutură și apare în ziare și îți faci reclamă la cârciumă. Știi că le-a dat cu praf de mers normal, ceea ce ar face orice om, că nu, în primul rând... Dar dacă vreau să fac eu ceva cu Crudu, dar nu vorbeam cu Crudu, trebuia să mi-aducă mie papagale aia, sau știu, dar ce-ți fac eu? Că, da, nu știu, mai iar mă apucă nervii și iar n-am voie să mă enervez pentru că începe sezonul estival. Da, se aude acum, am ziceți de sus? Dacă m-aud? Okay. M-aud? Stai, domnule, că îmi răspund... Da, da. De, cu fum pe dealuri îmi răspund. Da, cu fum pe dealuri. Da, nu mi-explică băiatul ăsta cum se face. Stai că nu înțeleg. Ia vezi, poate ți bagă vreun virus să se ducă tot... Nu, mi-e frică să iau program. Dacă e vreun... Păi vezi? Pe aitiști. Dar uite, mă, așa zice, că fii puțin mai atent. Merge, l-am prins, trebuie instalat un program care se cheamă Graboid Video și cu asta basta. Și care poate să-ți viruseze tot calculatorul. Mă rog. Și cum ne prinde, bă, că nu mă pricep la asta? Nu știu, mă, nici eu nu mă pricep. Dar spun ce mi-a scris omul. Facebook? Mai departe, n-ai foaie verde. Poate mă arzi și mă pune să iau acum. Lui Serghei nu e... ia foc ăsta, mai bine nu... Știi că mai sunt copii de ăștia. Lui partenerul tău de platou nu ai făcut cont de Facebook? Băi, în primul rând nu mă ocup eu de imaginea lui, are oamenii lui care lucrează pentru el și nu știu, tu ai, mă, cont de Facebook? Nu, nici vreau. Adresa de Messenger ai? Ei, am, Serghei pe Messenger. Eu am cu porumbei voiajoși. Ai un blog. Mie cu porumbei voiajoși și la trei cercuri pe... Bă, ce rata? Ce dracu trebuie mie Facebook și mail? Păi ai atâta... Eu nebunesc că am luat partea de la început. Trebuie să...
comunici cu ei să... I-ai explicat ziua de naștere lui Nidiei Moculescu? Hai să spun o chestie, nu am nimic cu presa, dar mie mi se pare numai penibilități în ziare. Păi, deci am început... Scrie că te-ai dus neinvitat. Păi nu m-am dus neinvitat.